Titan. Nu, în opinia mea... Ok. Deci Titan... există un search engine... Spun aici, nu? La sfârșit... Ok. Ultimul rând zice că sursa articolului meu este Search Engine Ranking Factor. Okay. Și conform acelui criteriu, title-ul paginii este cel mai important element on-page pe care îl poți să faci pentru a avea poziționare cât mai bună în ranking. O să zic și despre titlul site-ului. În general, oarecum nu ține de tine ca programator să alegi tu link-ul site-ului. Este un element foarte important și e bine să alegi un numeric domeniu care are cât mai mult are cât mai bine minte cuvintele cheie și poziționare pentru cuvinte cheie, însă elementul title e mult mai ușor controlabil decât către programator. Ăla e mail-ul tău? De neuitat? Da. Da, am putea să-l cumpăr la oficial. Fără face era prea mult. Da, da, ok. Câte de tipuri de site-uri? Poftim? Mai general. Câte de tipuri de structură? Vorbește acum de HTML, mai sunt încă două. Vom avea o prezentare, să lăsăm. Orice site este în HTML. Orice. Ca să ajungi la HTML, poți să mai pui în elemente JavaScript sau Flash, da? Și poți să folosești PHP și ASP ca să genereze cod HTML. Dar site-urile toate sunt în HTML. Toate site-urile au o componentă HTML. Toate. Da. Bun. Un element destul de important este folosirea tagului H1. În general, o pagină, un articol de blog, un site, o pagină despre noi are un titlu. Titlul paginii este despre noi dacă e un site, contact dacă e un site sau blog. Poți să ai un articol pe blog și articolul respectiv are un titlu. Pentru toate astea e bine să folosești tagul H1. Deci, ca să scrii în HTML un cod, poți să ai un text, da? Și titlul paginii vrei să faci un fond mai mare, bolduit, să iasă cât mai mult în evidență. Pentru asta poți de bine să folosești tagul H1. Motoarele de căutare vor considera acel text ca fiind mai important decât alte texte. Exact. Uriașe, așa. Asta este un prost exemplu de H1. E un contraexemplu, deci să nu faci... Da, deci asta n-ar ajuta. Dar trebuie să fie un tip. Ok, deci asta nu este un exemplu bun de H1. Da, cam câte cuvinte, apropo de chestia asta? Recomandarea în general? Nu știu care e recomandarea general, 70, ceva genul ăsta. Aș încerca să postez pe 7 cuvinte. 7 minus 10. Deci 7, 10 înseamnă între 7 și 10. Bun. Ai o pagină, da? Ai un site. Și la un moment dat ai link-uri. Home, despre noi, contact, nu știu ce. E bine ca în prima apariție a unui link pe site să folosești cuvinte cheie. Deci, dacă tu faci link către pagina despre noi, e bine ca textul ancora al acelui link să fie chiar despre noi. Sau dacă faci link către acasă, poți să-l lași acasă. Cu acasă e o chestie mai specială. Ce vreau să spun cu toate lucrurile astea, e ca prima ocurență, deci prima dată când apare într-un site un link, să folosești un text ancora cât mai bun. Motorul de căutare are tendința să uite Google, ok? Are tendința să uite la prima apariție a unui link în site. Dacă tu ai de 4-5 ori un link într-o pagină, deci spui, mergi la pagina despre noi, vizitați pagina despre noi, dacă vezi la pagina despre noi și la fiecare pui link, ce contează din punct de vedere al motorului de căutare este prima apariție a link-ului în pagină. Deci prima dată când pui link-ul în pagină, asigură-te că ai pus un cuvinte cheie cât mai bune. La acasă e o chestie mai specială. Dacă tu pui pe homepage, pui... deci oamenii au tendința când pun link-ul către homepage să fie home. Dar pagina e foarte importantă. Deci poate ai vrea să pui, în loc de home, să pui niște cuvinte cheie acolo. E o tendință mai puțin bună. Deci motorul de căutare Google, chiar dacă pui pe home, pui home, sau dacă pui pentru home, pui cuvinte cheie. Pui în loc de în navigare, în loc să pui acasă sau home, pui mase plastice, da? Motorul de căutare nu te favorizează în cazul ăsta. E bine să lași home sau acasă, este singura excepție. În orice altă situație, prima dată când pui un link într-o pagină, în codul sursă, e bine să folosești un text ancora cât mai bine optimizat cu cuvinte cheie. Da. De obicei, la orice site normal, primul link este un practic meniu. Ăla n-ai cum să-l faci tu de niciun fel. Poți să-i pui, dacă sunt imagini, poți să-i pui text alternativ. Dacă e un link, poți să-i pui un title. Hai, nu prea contează.
Dar afară de elementul... Ancora, e cum zici o ancora. Dar practic niciodată un meniu nu o să fie optimizat pentru chestia asta. Stai mai puțin, poate ai un meniu cu produse, da? Nu, de obicei sunt categorie, nu sunt produse. Niciodată nu o să vezi... Ok, atunci ai optimizat pentru categorii și dacă nu apar produse... Deci categoriile poți să le... Eu asta nu înțeleg, poți să eviți cu programul ăsta cu tipul... Ce spun eu aici este să fii atent când pui, dacă ai într-o pagină mai multe linkuri, să ții cont ca regulă generală. În meniu, pagina despre noi, tu o vrei optimizată despre post. Pagina despre noi, nu cred că o vrei optimizată pentru alte cuvinte decât despre noi. Înțelegi? Da, deci, dar despre noi nu există. Despre numele firmei, de exemplu. Tu vrei ca pagina de produs sau serviciu, vrei să fie optimizat pentru serviciul tău și tu ai acolo, ai serviciile noastre. Dar nu, ai serviciile, nu? Atunci pagina aia chiar e optimizată pentru serviciile noastre. Dar e mult mai bine să ai niște subpagini la servicii, să ai serviciile noastre și să ai... Da, just... Pot să intervin puțin, doar foarte puțin numai. Da. Încercați să studiați despre CSS-uri. În sensul că meniul acela, în ordinea încărcării paginii, poate fi ultimul. Știu. Ok, și atunci îți pui ce link vrei tu primul. E ok așa? Nu, e tocmai asta. Vreau să pun întrebări și vreau răspunsul tău, dar... Ce e de ținut cont? Să zice că folosești link-ul de genul click aici și fă click aici. E, dacă ai de 3 ori link-ul într-o pagină, prima dată când îl pui, să fii atent să folosești cuvinte cheie în link. Dacă poți să pui mai departe cu click aici sau fă click aici, pentru că nu mai contează textul ancora. În sensul ăsta am spus lucrurile. Deci, e foarte bine. Da. Am și o întrebare. Deci am observat că nu pe toate browserele, la ora actuală, parametru alt mai este afișat on mouse hover. Deci păi nu e, ăla... Deci, înainte era afișat chiar... Acum se afișează title. Se afișează title. Da. Întrebarea mea este, din experiența pe care așa. Ai observat că începe title să conteze ca și ancoră... Title-ul contează ca uzabilitate. Noi facem teste de asta, zic. Title-ul contează ca uzabilitate, din ce știu eu. Contează, la un link contează textul ancoră și la un link de care are o imagine, contează textul alternativ. Dacă pui la un link title sau la, pui la o imagine title... Nu e vechi pentru uzabilitate. Da, la ora deci actuală. Bine, eu am văzut tendința de evoluție a browserilor și de asta spun că mă aștept la un moment dat să printeze și title în optimizare. Ok. Dar la următorul update, sau nu? Cred că update-urile Google sunt zilnice. Am o întrebare. Și TV-ul. Pagină pe același site. Mai interesant. Și nu fac link pe una din pagini cu alt site, și o altă pagină pe site-ul meu. Mai valoroase sunt link-urile pe care le obții de exterior, dar da, contează și link-urile pe care le obții, pe care ți le pui tu singur. Adică depinde de concurența de pe piață. Cât de bun sunt competitorii tăi. Dacă nu ai prea un competitor, poți să mergi pe noi. Linkurile care le faci, interlinkurile cu care faci pe site-ul tău, de fapt foarte mult pentru rata de indexare a site-ului tău. Dacă ai un site cu 10 pagini care îl lansezi acum, foarte bine ca motorul la dezvoltare, să ai cum să ajungă pe pagina unui produs, nu știu, pagina, să zicem, până la treilea nivel. Pentru asta te ajută în primul. După aia cuvintele, că e cum spunea și Olivian, ajută la fel de mult. Dacă ai niște pagini pe care vrei să vrei neapărat ca motor de mutare să le vadă și să le poziționeze mai bine, e bine să pui cât mai multe link-uri decât alte pagini pe pagina respectivă. Să nu le pui link-urile, e bine să nu le pui în footer, eventual să le pui în sidebar, dar cel mai bine să le pui în conținutul paginii. Și, de exemplu, când faci o referire la un produs, să pui link către produsul respectiv. Sau să spui, să ai la sfârșitul unei pagini, să zici articole asemănătoare sau chestii de genul ăsta. Asta contează mai mult decât să le pui în footer. Anumite cuvinte din articolul respectiv să fie. Da, asta e foarte bine. Bun. Asta e un contraexemplu. URL-ul paginii acestea nu conține. E o pagină care scrie val. Dar, în general, dacă ai un URL pentru o pagină, e bine să, ca în URL-ul paginii să pui cuvinte cheie. De exemplu, dacă scrii un articol pe un blog, titlul articolului este transformat automat în URL-ul articolului respectiv de pe site. Deci e bine să ții cont de chestia asta, când faci un articol sau o pagină sau așa, e bine dacă vrei să fii optimizat pentru următoarea de căutare, să folosești cuvinte cheie în URL-ul. Poți să renunța la unele cuvinte cheie generice, de exemplu prepoziții, de sau conjuncții, și sau.
astea contează mai puțin. Dacă ai un relief foarte lung, tendința este să scadă importanța cuvintelor cheie din URL-e. Deci preferința este să ai un URL cât mai scurs, pentru asta poți să scazi unele cuvinte cheie care nu sunt relevante din URL-e. Aveți acolo, în jos de tot, e un URL cu parametri. E scrie acolo form status egal tot felul de caracteri ciudate, un type status și un șir lung de cifre. E de evitat asemenea parametri, de obicei se creează probleme cu conținutul duplicat și un motor de căutare au tendința să se uite la un link care are parametri ca la ceva suspicios. Deci e de preferat să ai link-uri statice. Link-uri care, când te uiți acolo, are niște cuvinte în el și când te uiți la el, îți e clar. Link-urile cu parametri au tendința să fie lungi și să, cum am spus, să creeze problema conținutului duplicat. Deci sunt de evitat. Text alternativ pentru imagini. Aveți acolo un exemplu de adăugare a unei imagini care, când adaugi imaginea, te întreabă title optional. Și tu consideri optional ca, doamne, nu prea trebuie, de ce să pune text alternativ la imagine? În exemplu de mai sus, title e folosit și ca altă. Dacă motorul de căutare când intră pe site-ul tău, vede că sunt niște imagini pe site. Dacă tu nu-i pui text alternativ, singura lui soluție pentru a-și da seama ce e în imagine este să se uite la factorii din jurul imaginii. Care e textul din jurul imaginii, care e titlul paginii, care e URL-ul, totul de alte și netlicuri, ca să spun așa. Cel mai bine ar fi ca o imagine să aibă și text alternativ, te ajută să obții rezultate din căutările de imagini. Deci dacă pui la pui unei imagini un text alternativ, îi obține rezultate din căutări. Dar dacă denumești imaginea care încarci pe site, e contează și panele și șerturi, panele și șerturi. Între pauze. Deci ce înseamnă altul? De ce există acest text alternativ? La ce folosește, de fapt? Pentru nevăzători. În cazul în care consolul nu poate să se încarce imaginea. Și pentru nevăzători. Vine din anii 1990 cu de toamnă. Băi, de acolo vine. Dacă umbra l-a greșit imaginea... Nu neapărat. Nu neapărat. Bocul de indexare se comportă ca un izobor. Practic el citește altul ca să știe ce face cu imaginea aia, unde funcționează. Și altul trebuie să o facă să o optimizezi pentru Google. Am și o întrebare. Are copiuțele. E mai ok să pui alt pe imagine sau să schimbi denumirea pozei? Deci numele fișierului contează, dar e un criteriu mai puțin important. E mult mai important text alternativ. Parțial? Ca în codul sursa unei pagini să ai cât mai puțin cod și cât mai mult text relevant și link-ul către imagini. Cum faci asta? Folosind CSS-uri și, în general, încercând să faci eforturi să reduci codul dintr-o pagină. Pui JavaScript-urile în formă externă, pui, folosești CSS și cam asta. Bun. Să ai trebuie să ai o structură cât mai bine, cât mai ierarhic. Ok, asta e un exemplu, asta e forma unui copac, da? Deci pornește de la homepage și se împarte niște categorii și subcategorii. Poți să ai o categorie, o formă cât mai plată, să ai de pe prima pagină link-ul către toate paginile și fiecare din pagina respectivă să aibă link către celelalte pagini. E de preferat să ai cât mai puține niveluri ale site-ului. Deci dacă eu sunt pe homepage și vreau să ajung la un articol, să pot ajunge la acel articol din cât mai puține click-uri.
dacă ai foarte, foarte multe articole, evident că nu poți să faci asta. Și pentru asta poți să-ți faci niște topuri, să zici, astea sunt cele mai importante pagini ale site-ului meu, sau să, într-o pagină de categorii să listezi, uite, astea sunt ofertele mele speciale, astea sunt produsele mele de top. E bine să ai o hartă a site-ului și, în general, găsești soluții ca oamenii să ajungă mai ușor la pagina finală. Da. Din 3 click-uri să ajungi la landing page-ul, sau la pagina finală. E o chestie de uzabilitate sau o chestie care contează foarte mult? Contează foarte mult pentru motorul de căutare, pentru că el intră pe homepage, vede un link mai sare pe pagină, vede un link mai sare pe pagină, vede un link mai sare pe pagină, și gândește că pe fiecare din paginile alea găsește nu un singur link, găsește o listă de link-uri. Și el trebuie să le indexeze pe toate și după aia pe toate și tot așa. Asta e treaba lui, să le indexeze pe toate. Da, deci, în final, te indexează. Deci, ajunge și la pagina și la cea mai greu. E indexat. Ajută pentru amândoi. Foarte bine e și ca un, să nu plimbi un user pe site între 100 de click-uri. Marca de uzabilitate e... Da. Motorul de contact e foarte mult, pentru că dacă el tot merge de link în link în link în link și el vede în URL-ul lui, el vede slash, 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 el va va da prin ce mai ține relevant după pagina. Cam aici să... Lovește tot aia, toată lumea recomandă 3 click-uri să-i numere. Să ajungă 3 click-uri oriunde în site. Adică eu o să intru pe site și în 3 click-uri deja s-a în comanda plasat, dacă vorbim de un shop sau ceva. Principalul de scop este să-ți servești utilizatorul, deci după aia să te gândești la o utilizare. Exact. Google-ul prin aplicația lor, tocmai asta încearcă să facă, să emuleze cât mai bine modul în care se caută toate astea, ca să se pieze pe interesul utilizatorului de lui. Nu reușește totdeauna, într-adevăr. Bun. E bine ca serverul tău să nu fie picat. Poate părea paradoxat, dar dacă pică site-ul, motorul de căutare o să aporte o notă destul de slabă site-ul tău și vei avea probleme cu poziționare. Deci e bine să ai un uptime al serverului cât mai mare, să funcționeze cât mai bine și să considere că să vă arăt discuțirea la tine. Câte mai amune pe pagini. Nu? Bine, bine. Noi mai am văzut. Deci, așa cum am spus, contează și de la lucrurile care faci de seara. Când seara un lucru. Google, conform mercat, o să acordă o importanță din ce în ce mai mare în viitor, ținând cont că paginile se accesează și de pe telefoane mobile și de pe conexiuni din ce în ce mai slabe. Cât crește rata de penetrare a internetului, la un moment dat crește și scade, oarecum, viteza de conectare, pentru că nu toată lumea se conectează broker. Aici ați fost setul de la pozele. Și aici, dacă aveți întrebări. O să schimb mail-ul, o să pun la spăsat de site și să pun o linie la Ghețo Ideas, ca să mă numi. Dacă aveți întrebări. Le premi. Dau. Nu mi-a dat o întrebare, un prezentări mă care apoi e văzut pe urmă. Așa că întrebări și mie, nu e trebuie să-l facă. Pe site nu. Bun, pe ce cuvinte că e de-ai poziționat? Pe get a result. Nu. Articolele sunt poziționate. Am multe articole. Ok, pot să obișnuiești.